Salutare tuturor și bun venit la un nou episod de Farming Simulator 22 Survival. Unde astăzi o să butem un pic în morca asta. Să vindem, pentru că, nu știu, cred că pe harta asta depinde de luni, de lunile anului, că din ce văd nu mai pot să tai lemne. Așadar, mergem să vedem un pic remorca asta, mă rog, căruța asta de lemne. Că eu am terminat acolo cu terenurile de prăștiat var, de semănat, a fi răsărit și urmează și recoltarea. Acum sper că, bine, eu vreau să dau timpul un pic înainte până ajung la recoltare, dar în același timp sper și să rămân cu bani, măcar cât de cât câteva bani. Pentru că n-am decât 6.000 și ceva lemne, nu mai pot să tai. Și dacă nu rămân cu bani și intru pe minus până trebuie să recoltez eu terenurile, va fi destul de rău și greu. Circulă mașinile pe aici. Așa. Da, s-a cam mândrit și mașina, trebuie să o curăț. Ah, hai că am fost aproape pe lovesc astea. Bun, hai că sunt curios să vedem cât poate pe remorca asta. Lemnele astea le-am tăiat de acolo de la mine din fermă, dar din păcate nu prea acolo lemne ca să pot să le tai. Și momentan descurcăm cu ce avem. Ok, hai să vedem cât iau pe asta. Ah, iar mi-a vândut doar așa. Ok, hai că nu-i rom. Nice. Da, bun, hai că ne-a luat 13.000. Bine, eu aveam un plan să fac și să folosesc niște iarbă, pentru că acolo am destulă, dar n-am bani să-mi iau și cuptoare și să-mi iau și remorca care adună iarbă, știi? Și na, asta e mai greu aici. Stai așa că m-am dat cu poveștile și cred că iarăși am intrat pe unde nu trebuie. Și având în vedere că nu am bani să-mi iau cotitoarea și remorca aia, sincer, n-am cum să mă duc pe această tactică. Deci era ok, pentru că iarba creștea și se... Bine, dacă mai puteam să tai lemne era altceva, atunci puteam să fi luat, dar sunt destul de scumpe și trebuia să fi vândut foarte multe lemne și... Dar așa, mai bine am zis că hai să ne riscăm un pic și să încercăm să vedem dacă cumva supraviețuiesc așa cu banii ăștia până când vine timpul de recoltat. Dacă aș rămâne undeva la 10.000 ar fi ok. Acum nu știu cât o să-mi ia de pe urma impozitării a ceea ce am eu. Bine, n-am cine știe ce. Am port și câteva utilaje. Mă gândesc că poate nu va lua mult. Sper, să vedem.
Bun, hai că las asta aici și eu am să revin când... Nu știu, poate o să trebuie să vedem un pic de terenuri sau direct cu recoltat. Dar bun, bă, fraților, hai că... S-a făcut primul teren de greu și... Pentru voi nu a durat decât o secundă, pentru mine a durat mai mult, dar din fericire se pare că am rămas cu ceva bani. Bun, hai să vedem chiar nu pornește asta. A pornit mai greu din nou. Să vedem cum se mișcă asta și dacă e bună, e bine asta. Să facem noi ceva paie. Ia uite la ea. Bun. Lăsăm să avem și paie. Pare că funcționează. Merge ea mai încet, 3 km la oră, viteză de lucru. Dar, na, e ok. Zice, rând subțire și micuțe de paie face. Văd că nu prea are particule în spate. Da, e interesant. Hai să vedem din cabină cum se vede. Uite, din cabină se vede super. O să vezi până unde se vezi tot pe nether-ul. Hai că pentru început e bunicică. Dar când să reușesc să ajung la un stadiu în care să îmi permit una mai bună, cu siguranță o să-i fac upgrade. Pentru că e foarte... Bine, e mic, merge încet, dar pentru început eu zic că e ok. Bine că n-am trenul foarte mare, că o să dureze oricum un pic până recoltez cu asta. Acum nu știu exact cât o să scot eu de pe urma acestui grâu, dar mă gândesc să pun boabe de soia pe urmă. Cred că s-ar vinde la un preț mai ok. Și... De fapt, dacă mă gândesc mai bine, poate pe un singur teren pun babe de soia și pe altul pun doar grâu, dacă chiar cumpăr o balotieră, ia să vedem. Ar costa o balotieră. Așa, uite, aoleu, e 22.000, îmi place că e micuță și pot să fac balonți mici, dar 22.000, cam mult. Cam mult pentru presa aia de balută. Vedem, gândim și vedem ce și cum facem, că trebuie să mă mai gândesc un pic la partea asta. Pentru că bani n-am mulți și eu trebuie să investesc cumva banii ăștia în ceva ce să-mi aducă profit. În sere nu am cum, pentru că n-am cisternă să-mi aduc apă pentru ele.
Eu un pic am încurcat treaba. Da, nu știu exact. O să mă gândesc să văd ce soluții găsesc mai avantajoase. Dacă aveam măcar 10 km la oră, viteza de lucru era mai bine. Dar vă mulțumim pe care. Poate tot cu iarbă să investesc într-o păsitoare și o remorcă din asta de arma iarbă. Atunci mă gândesc că poate așa și mai ok, că iarba o faci în fiecare lună, poate parcă, sau nu mai știu la cât timp crește. Și totuși cred că e mai ok. Sau de fapt stai așa. Că dacă mă gândesc bine, hai să facem un calcul. Am zis că prețul de balotat costă 20 și 20 de mii. Din asta costă 30 de mii cea mai ieftină, 30 de mii jumate. Deci nu e ok. Atunci mai bine aș lua prețul de balotat pe viitor. Și o cotitoare care ar costa 12.000. Bani necositoare aș avea acum, dar nu am pentru presa de balotat. Și eu prima dată trebuie să iau presa de balotat să-mi trugească și pentru balot. Ce preț au baloții? Mă rog, paiele. 38 și ajung până la 52. Iarba 54. Ajunge până la 66. Ok. Cred că ăsta e planul. Să fac cumva să... Iau presa aia de balocat și să... Iau după o cotitoare. E posibil ca episodul de astăzi să cam întârzie un pic. Să nu fie la ora 8. Și un pic mai târziu din cauza că n-a reușit să filmez mai repede și să n-a filmez foarte târziu. Și sunt cam o limită cu timpul, deci dacă o să apară mai târziu de ora 8, îmi cer scuze. Dar o să vând fluul și... Dar de fapt stai așa un pic. Cât costă... găinile. Bă, frate, de ce să nu pun niște găini? Ia să vedem unde să le punem. Good questions. Uite, și aici erau bine puse, dar... Păi cred că o pun aici. Deci el costă 6.000. Așa, și-am luat niște găini. Bine, trebuie să mai cumpăr și găinile și măcar o să iau... fac ceva bani și de pe olă. Eu nu încep cu bun. Am zis că fac într-un fel, dar am cam schimbat un pic planurile, că de ce nu mi se pare o soluție mai ok asta. Dacă chiar am avut bani de găini, e bine.
Bine, da, mi se pare că doar mâncare trebuie să vedem la astea. Hai să mergem un pic să vedem. Dar da, din câte știu la gândi doar mâncare, nu apă. Deci e bine. Da, e ok. Bun, hai să cumpăr câteva găini. Mai am 7.000 și ceva. Ca pe 30 de găini. Iau 28 de găini. Și de cocoși. Gata, și am maximum, am găinile, am și cocoșii. Să le aduc niște mâncare, hai să... Să nu zici că tractorul că remorca mea la magazin. Da. Da, hai să mă duc dacă nu se iau remorca aia. De ce timp e pus pe 10x? De obicei eu joc la 5. Da, mergem după remorcă. Că n-am adus-o. Așa, merg pe remorcă de să un pic ce avem acolo și dăm niște grâu. Da, găini. Oricum, de pe terenul respectiv, n-o să mi celălalt nu o să mi se umple mie toată remorca, toată asta, cum îi spune, combina și am să las în combina. Că momentan n-am silos, până o să-mi permit un silos. Să fac mai multe terenuri, că dacă aș avea mai mult grâu și, mă rog, mai multe producții de forma terenurilor, ar fi mai ok. Aș mai înainta. Ia uite ce atmosferă frumoasă. Da, remorca e aici, am configurat un înapoi cu obloane și am zis că vin să o iau, dar n-am mai avut cum. Stai că nu văd bine. La semnalizăm și noi un pic, ne uităm, am ieșit, e ok. Wow, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Ah, cred că atinge jos. Cred că atinge colegul jos. Bine, asta e o remorcă de mașină, eventual, dar în fine. O să car cu mașina, nu-i problemă. Acum vin cu tractorul, dar mai bine veneam cu mașina, că nu mai dura așa mult. Dar cred că pot să iau pe aici să scurtez în drum să nu mai ocolesc. Da, data viitoare când o să car, am să car cu mașina. Că n-am zis că de-aia am luat Dacia ca să pot căra cu ea. Uite, am ia cață. Cârligul la remorcă în pământ și se ridică.
Păi hai să start un pic. Cam acolo, măcar să nu fie găinile pe uscat, să zic așa. Aoleu, am uitat aici toate. Bun. Aoleu, n-are particule la descărcare. Nu-mi place. Nu-mi place cum vine asta, sincer. E cameronată, dar ne descurcăm până când o să avem bani de altă. După care o vând și achiziționez alta, dar pe viitor. Și dacă tot suntem la capitolul, hai să fac și o poză de pământ. Am așa ceva. Hai să vedem cum o facem. Da, uite așa facem. Bun, am făcut și eu poza de thumbnail și hai să desertăm. Nu mai tragem de timp. Vara totală trebuie la... Ok, deci am înțeles care e treaba. Da, bun, ce să zic, hai să continuăm. Deci, practic, toate produsele sunt rămâne în combina asta. Aoleu, dar ce glob pornește. Abia acum. Ia ceva timp până pornește de pe loc. Poate că vouă nu vi se par mari progrese în episoade sau nu știu cum să zic. Dar să știți că progrese sunt. Adică, uite, de exemplu, pe astăzi am reușit să avem totuși două terenuri care le putem recolta. Am reușit să luăm niște găini și așa încet ne extindem. Dar așa este când ieși în modul de survival. Până la urmă, asta e o serie de survival. Eu sper să vă placă, dar... Na, poate unii vreți să vedeți... Cum să zic... mai multe lucruri că se fac în episoade și așa. Dar eu prefer să vedeți tot progresul, pentru că eu așa consider că dacă o serie... Că într-o serie trebuie să vedeți voi absolut tot ceea ce s-a făcut și nu
Acum eu pot să joc off recording, nu știu, o zi întreagă sau 2 zile întregi și să fac niște mai progrese cu bani și am deja 10 utilaje. Și în episodul de vară deja ai gata utilajele care le am și deja încep să fac lucrurile care făceam de obicei în farming. Adică încep să fac producție la nivel industrial. Ceea ce eu zic eu că ar fi nasol, pentru că n-ar mai prea bate cu o serie de survival. Și de aceea, într-o serie, nu trebuie să vedeți, practic, tot progresul treptat. Bă, e serie de survival, uite, așa a început, așa s-a ridicat, a făcut asta. Poate sunt lucruri care vă plac și vouă, poate îmi plac și vă în challenge-ul ăsta de survival și... Da, poate sunt lucruri care vă ajută și pe voi în ceea ce fac eu ca și tactică, în joc, ca și decizii sau nu știu. Bine, nu zic acum că toate deciziile care le iau eu o să fie bune. Aici depinde. Unele o să fie bune, altele poate nu. Dar, până la urmă, asta e fain, știi, că mai realist, fi în viață. Câteodată o decizie poate să fie bună, câteodată nu poate să fie așa bună, depinde de situații, n-ai ce face. Dar eu așa consider că e mai ok să vedeți voi tot progresul. Că avansăm un pic mai greu, da, e ceva normal pentru că e survival, și e normal. Am mai văzut și alții, de exemplu, YouTuber din străinătate care tot așa făceau survival challenge, dar după ce au început, deja cu un utilaj, cu remorcă, ok, dar și prea multe lemne, și când se săturau de a tăia lemne, și adăugau bani în anumite moduri și chestii. Eu nu sunt fan lucrurilor acestea, de anume să adaug bani în joc, pentru că adică își pierde tot realismul, își pierde toată satisfacția și plăcerea de a mai juca. Asta e unul din lucrurile care nu-mi plac la Farming Simulator, pentru că se poate edita jocul destul de ușor. Adică oricine poate să-și adauge bani în joc, o să-și editeze fișierul ăla, să-și adauge sau un mod să-și adauge banii. Mult alte chestii care, na, astea sincer mie nu-mi plac. Dacă joci jocul, joacă și câștigă-ți banii din propria muncă. Nu, n-am trișat. Eu, sincer, în toate țările care le am aici pe YouTube, și le știți și voi, nu mi-am adăugat bani niciodată în joc. Banii care i-am, i-am în joc. Mi se pare mai ok așa și mult mai cinstit. Și ai o satisfacție până la urmă când reușești să îndeplinești ceva. Că știi că bă, eu am muncit atâta pentru a îndeplini toată treaba asta. Și am ajuns unde am ajuns prin muncă, știi? Și asta e cel mai important. Ai o satisfacție. Da, sper că ați prins ideea. Păi, având în vedere că trenul celălalt nu mi-am terminat, o să ne revedem noi, probabil, în viitorul episod, când o să recoltăm și terenul următor. Și nu știu, mai încerc eu să mai trai poate câteva lemne de aici, de la mine, dacă mai pot, în jurul ăsta. Mai fac ceva bănuți măcar să văd dacă pot să iau ceva
la lotere, că tot îmi trăiască satul de aici. Sau cine știe, poate până ne mai tot mișcăm noi pe aici, recoltăm terenul, nu știu ce. Gândile dau și rece vouă și cât de cât. Da, bine. Nu s-o faci o bani atât de decât să iau bani, trei ani mai de pioară. Sigur, parcă nu-și l-aș vinde, că după aia nimeni ce să le dau la găini. Că să am și un mic silos măcar. Sunt lucruri în care te interpresc și nu sunt bani, dar o să-i facem. Da. Cumva tot e foarte. Acum eu sunt curios dacă pun baloții în remorca asta cu obloane, te pun chingile sau face la fel cum au făcut cu lemnele. Atunci ar fi un bine, sau să trăiască să mă duc la magazin și să configureze fiecare dată remorca asta. Cu obloane, fără obloane, dar vedem ce și cum, și asta este. Descurcăm cât avem, cum putem. Doare. Da. Ok, eu vreau doar să văd dacă cumva pe harta asta merge lucrătorul automat, dar nu ne complicăm. N-avem voie, suntem în mod de survival și nu încălcăm regulile pentru acest challenge. Ați văzut, nu închiriez, pentru că dacă era să fie am voie să închiriez, atunci era ușor, închiriam... Închiriam barotera și picositoarea și deja făceam ceva bănișor. Dar nu, că nu avem voie. Astea sunt regulile acestei serii de survival, nu avem voie să închiriem, nu avem voie să angajăm om și multe altele. Păi, măcar eu am reușit să iau niște găini astăzi și sunt mulțumit, mai am aici ceva greu. Așa, hai să vedem. Da, momentan el este ok. Au încă nu ne-a dat. Da, aici o să pun ouăle, deci e bine. Da, hai că e bine. Dragilor, eu sper că v-a plăcut acest episod și... Dacă v-a plăcut, lăsați și un like. Eu vă mulțumesc pentru tot suportul vostru și noi o să ne vedem într-un episod. Până atunci, bye bye!